Astăzi a avut loc prima probă scrisă a examenului de bacalaureat la limba și literatura română. Ca în fiecare an, cele mai multe emoții au fost date de ultimul subiect. Am avut comedia. Mie mi s-a părut ușor, adică am învățat, era printre operele pe care le-am învățat cel mai bine. Te așteptai? Sincer, nu. Adică mă așteptam la un roman, la o poezie, nu știu, comedia era ultima pe lista de priorități, dar a fost bine. La Real, cel puțin, a fost o comedie, au fost particularitățile unei comedii, adică o scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale. Caracterizarea unui personaj într-o comedie studiată. Cu toate că nu se așteptau ca subiectul 3 să vizeze comedia, ci mai degrabă poezia, mulți absolvenți de liceu au fost încântați de cerințele primite. Cum vi s-au părut subiectele? A fost ok, am avut o scrisoare pierdută la Real. Ne-am descurcat. Da, comedie. Așteptați să fie aceste subiecte astea? Nu prea. Am crezut că să pice poezie. Da, adică scrisoare pierdută au dat și acum 2 ani și ne gândeam că sunt șanse super mici să le dea de 2 ori aproape la rând, dar a fost ok. Da. Nu a fost atât de dificil, nu m-am așteptat, dar a fost ok. A fost foarte ușor, au avut milă de noi, ca să zic așa, a picat Caragiale la subiectul 3. Pe înțelesul tuturor și 1 și 2, să sperăm că e la fel și mâine acum. Te așteptai la aceste subiecte? În niciun caz, dar au fost foarte ușoare oricum. Trebuie să știe toată lumea, e singura de la genul dramatic. Era ultima variantă la care mă așteptam, bine că am tratat-o totul serios și pe ea. Noi ne așteptam la bas, proză, în niciun caz comedie. Să sperăm că nu sunt singurul care a învățat-o și că o să fie bine pentru toată lumea. A fost ok, nu știu, mă așteptam să pice poezie, cum s-a auzit de la toată lumea, dar a fost ok, mare, cred că iau 8-50 sau 9, sper. A fost mai greu decât m-am așteptat, adică ne așteptam să ne dea foarte mulți poezie ca la simulare, ne-a dat comedia, caracterizarea de personaj, am scris aproximativ la încadare, însă aștept în rezultate. A fost proba de astăzi? Foarte ușor, m-am descurcat bine. Eu am învățat în mare toate operele și m-am descurcat, am zis să nu merg la ghici și uite că, na, pica scrisoarea. Te așteptai? Nu mă așteptam. Prima probă a adus cele mai multe emoții proaspeților absolvenți care se pregătesc acum pentru următoarele probe, cea obligatorie a profilului și cea la alegere. Sunteți pregătite pentru următoarele probe? Da. Mă simt foarte pregătită pentru matematică și fizică ce urmează să dau și sper că o să fie bine. Sunt pregătită pentru... Eu voi da la matematică și la fizică și chiar cred că mă voi descurca. Cred că o să am rezultate mai bune la probele ce vor urma decât la română. Nu. Pentru proba la română am avut cele mai mari emoții. Da. Să sperăm că e la fel și la celelalte. Poate nu avem dincolo surprize. Ești pregătită pentru următoarele probe? Da. Ești pregătit pentru următoarele probe? Da, să zicem, sunt pregătit, da. Mă pregătesc și azi. Să terminată că, na, sunt pregătit și ce-o fi, o fi. Potrivit oficialilor din inspectoratul școlar, la nivelul județului s-au înregistrat 3 candidați eliminați. Ei au încercat să copieze, unul cu ajutorul unor căști, ceilalți 2 cu telefoanele mobile. De la proba de astăzi au absentat peste 80 de candidați.